Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, înfricoșător ultimul cuvânt al Evangheliei care s-a citit, să se ajungă până acolo că suntem pasibili și putem fi uciși crezând cei care ucid că aduc slujbă lui Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat în primele veacuri creștine, aducându-ne aminte de 3 secole, când toți cei ce credeau în Mântuitorul nostru Iisus Hristos erau prigoniți, uciși, deposedați de averi, schingiuiți, aruncați fiarelor, duși în arene să lupte și alte și alte invenții diabolice, astfel încât să intimideze, să apostazieze, să se lepede de Hristos și să se întoarcă la păgânism. Însă se vede că nu s-a reușit și slavă lui Dumnezeu că Împăratul Constantin, în 313, dă libertate deplină creștinilor, astfel încât biserica să-și împlinească rostul ei duhovnicesc, oamenii bisericii, de asemenea, să slujească lui Dumnezeu și poporului, iar poporul să se regăsească într-un firesc al trăirii creștine. Pentru că ne spun Sfinții Părinți, ortodoxia este firescul vieții omului. Și tot părinții noștri duhovnicești spun despre ortodoxie că ea se duce. De aceea, ortodoxia prinde teren foarte mult în anumite zone unde încă nu este cunoscut numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Oricum, dragii mei, noi, creștinii ortodoxi și români, avem această mare șansă să-L avem pe Dumnezeu în viața noastră și biserica Lui, să avem în viața noastră pe Fecioara Maria și Sfinții lui Dumnezeu, să avem în viața noastră biserica însăși și slujitorii ei, pentru că noi ne regăsim în biserică ca o mare familie, cler și popor. Și aceasta este adevărata biserică. Comuniune de persoane. Deci și clerul, și poporul, și poate dacă vreți mai mult poporul decât clerul, înseamnă biserica lui Dumnezeu. Și nu spun acest lucru că poporul este în număr mai mare decât clerul. De multe ori poporul ține echilibru. Și noi, slujitorii Sfintelor Altare, ținem cont de glasul poporului. Pentru că slujitorii bisericii cunosc cel mai bine pulsul societății datorită credincioșilor, care permanent îi pun la curent cu problemele lor. Și problemele sunt reale, sunt ceea ce trăiesc ei, nu este ceea ce auzim și vedem noi în media. Nu, viața poporului, viața credinciosului, dacă vreți, este cu totul și cu totul alta. De aceea, biserica cunoaște foarte bine pulsul societății din toate punctele de vedere. De aceea este și asuprită. Păi cum? Dacă biserica știe prea bine tot ce se întâmplă în societate, iar cei care conduc destinele unei țări sau unei comunități derapează de la adevăr, atunci cel care derapează de la adevăr îl învinuie pe celălalt care deține adevărul.
Aici este, de fapt, logica diabolică care lucrează în lumea care trăim noi astăzi. Nu vă spun acestea la întâmplare, ci pentru că noi astăzi îl pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care a trăit în condițiile de care vă vorbeam. Noi ne putem regăsi în acest sfânt, fiecare în parte. Pentru că el era un om tânăr, pentru că a avut părinți credincioși și cuminți, pentru că a luptat pentru țară, pentru că a luptat pentru biserică, pentru credință, pentru că i-a ajutat pe cei săraci, pentru că a ocupat în societate mai multe funcții, dar a știut să fie și mare și mic. A știut nu doar să fie isteț, ci să fie înțelept. Nu s-a amestecat cu cei mari când cei mari au derapat de la credință, ci s-a împotrivit. De aceea a fost și ucis. Am zis că a știut să slujească biserica. Ne spun agiografii că el era, pe lângă guvernator, era și diacon al bisericii. Deci slujea biserica. Era diaconul unui episcop, pe nume Irineu. Cunoștea foarte bine biserica. Avem în biserica Sfântul Dimitrie din Tesalonic, unde sunt și moaștele lui, în ruinele de sub catedrala de astăzi, mozaicuri din secolul V sau secolul VI, unde Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este înfățișat ca și ostaș și al țării sale, dar și al bisericii sale. Este înfățișat ca diacon, este înfățișat ca ocrotitor al copiilor, a văduvelor, a celor în nevoie. Sunt aceste mozaicuri până astăzi reconstituite și le găsiți, sau restaurate, mai bine zis, le găsiți în subsolurile catedralei din Tesalonic, arătând aceste imagini viața lui foarte implicată din toate punctele de vedere. Și atunci noi, unul fiecare, ar trebui să ne regăsim. Așa cum îl avem noi acum în catedrală, în mijloc, și dumneavoastră ați trecut fiecare și i-ați sărutat mâna Sfântului Dimitrie, tot în felul acesta trebuie să înțelegem că el face parte din viața noastră. Chiar dacă el moare în jurul anului 300, până astăzi face parte din viața noastră. O demonstrează Evlavia. Evlavia dumneavoastră, iată, care sunteți foarte mulți astăzi în catedrală. Și să-l cinstiți pe Sfântul Dimitrie, în primul rând. Și pe cei care îi poartă numele, bineînțeles. Dar avem atâtea biserici și mănăstiri, să zicem, mari de țara noastră, unde este cinstit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă, de pildă, la Catedrala Patriarhală, unde este cinstit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, alături de Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov. Și dacă vreți să știți, îl avem și pe Sfântul Dimitrie al Rostovului, care este pomenit în a treia zi, în 28 octombrie. Iată, Evlavia bisericii, dar însușită și regăsită în Evlavia credincioșilor noștri. Vă pomeneam că la Tesalonic, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este cinstit aproape ca și Maica Domnului, în sensul că, așa cum avem un post al Maicii Domnului de la 1 până la 15 august, tot două săptămâni înainte de 26 octombrie este cinstit și
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Îi se citește Acatistul și Paraclisul. Este un pelerinaj extraordinar, este scos în mijlocul bisericii. Lumea se duce, îl cinstesc pe Sfântul, îi sărută racla și iau fiecare mir, pentru că noi așa îl cunoaștem din istorie și îl pomenim ca Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Iată deci cât de mare este evlavia creștină pentru Sfântul Mare Mucenic Dimitrie încă din cele mai vechi timpuri. Așadar, ne putem regăsi cu toții, și cei tineri, și cei mai în vârstă, și cei care avem funcții în societate, și cei simpli, și credinciosul de rând, și slujitorul Sfântului Altar, și cel care apără țara, și cel care apără biserica. Vedeți? Și omul care are milă față de cei sărmani, datorie a fiecărui creștin. Deci, este șansa noastră, dragii mei, să-l avem în viața noastră pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, să-i cunoaștem viața și să-i urmăm exemplu, înțelegând că ne regăsim unul fiecare în viața lui. Și nu merg mai departe, am să vă mai spun câteva cuvinte la urmă, decât că preiau și am văzut că și dumneavoastră ați reluat rugăciunea Dumnezeului Dimitrie, ajută-mi. Să știți, dumneavoastră, că această rugăciune face minuni. A făcut atunci când Nestor a rostit-o pentru prima dată și l-a ucis pe Lie, cel care îi omora pe creștini. A izbândit prin rugăciunea aceea, dar de atunci încoace această rugăciune, încă o dată, face foarte multe minuni. Ele se regăsesc în cărțile noastre duhovnicești, de unde putem afla câte minuni s-au făcut de către Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Așadar, Dumnezeului Dimitrie, ajută-mi. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.